Iarna ține în continuare sub stăpânire aproape toate drumurile din Giurgiu, atât pe cele naționale cât și pe cele județene. Azi noapte viscolul a fost la fel de sălbatic și gerul din ce în ce mai pătrunzător. După ce au așteptat la ieșirea din localitatea Remuș, pasagerii unui autocar care venea din Turcia au fost nevoiți să se întoarcă în vamă pentru a aștepta ca vremea să fie mai îngăduitoare. Azi dimineață nici ceilalți șoferi rămași pe DN5 la ieșire din Remuș spre București nu erau mai optimiști în privința evoluției vremii. De cât timp ești aici? Doctor. Unde trebuie să ajung? La București. Unde trebuie să ajung? La București. Adică la firmă. La ora 4 dimineața stau. Ce aveți provizii? Aveți apă? Aveți... Apă mă descurc, mai mă duc în oraș, mai iau ceva. Mai... De cât timp stați aici? De aproximativ o jumătate de oră. Dar problema e că la radio anunță că e deblocat drumul, iar acum noi stăm și așteptăm ce, nu știu. Meteorologii ne avertizează că urmează o perioadă cu temperaturi foarte scăzute, chiar până la minus 25 de grade Celsius. Izolat vor fi condiții de ceață asociată cu depunere de chiciură.